Deschidem Sfânta Scriptură la psalmul 133, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 631. Psalmul 133, începem citirea cu versetul 1. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un delemnul de preț care e turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui, este ca roaul hermonului, care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie, amin. Vă rog să reocupați locurile. Mulțumesc! Prin binecuvântarea Domnului suntem împreună după o oarecare timp și ne revedem în casa Domnului. Permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte și frățești. Din pacea bisericilor pe care le slujez, Biserica Betel din Dumbrăveni și Biserica din Plopen, din partea bisericilor pe care le-am vizitat, de când am mai fost la dumneavoastră, toți m-au încărcat cu saluturile lor și le descar cu plăcere la dumneavoastră. Harul, pacea și îndurarea să vă fie mulțite. Amin. Psalmul 133 este un psalm care vine și ne învață ce frumos este să fie frați împreună. Mă gândeam astăzi la modul în care fratele Viorel Bublea a provocat biserica, și aproape că dacă are 75 de ani, mă gândesc să le iau cu mine de acum. Să-l pun înaintea mea, pentru că după ce e mai ușor să tragi brazda după, după momente de genul ăsta, când biserica e cu Amin, cu Aleluia, cu Osana, slăvit să fie Domnul. Amin. Pe calea asta transmitem salutări sfinte și la biserica Domnului Emanuel din Deva. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Când frații sunt împreună la părtășie, se întâmplă un lucru extraordinar. În primul rând, vine Domnul Isus Hristos între noi, după cum bine se specifica, se sfințește locul acesta, suntem sfințiți noi ca să trăim în sfințenie, Doamne, ajută. Dar aici se prezintă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, un lemnul de mare preț, un lemnul care sfințește persoanele respective și schimbă în viața lor. Când frații se adună la, la oaltă, spune psalmistul aici, David, sunt în două lucruri cu care se compară. Este roa și unde lemnul. Este ca roa hermonului și este ca unde lemnul turnat peste preoți. Roa este starea aceea de lucru care apare vara, dimineața, picăturile acele de rou care înviorează, recoresc totul. Dar atunci când apare soarele, roa dispare. Unde lemnul rămâne. Părtășia fraților împreună, în primul rând, este roa. Este o stare pe care nu o poți trăi online. Chiar dacă cei care sunt online ne urmăresc cum e în casa Domnului, răcoarea aceea, părtășia aceea, frumusețea aceea, care acolo nu o poți simți în altă parte. Este aici. O să vedeți dumneavoastră că sunt seri speciale când coboară roua lui Dumnezeu, prezența Domnului acolo, cântările te înalță, extraordinar, iar mâine spui, băi, ce har a fost la adunare. Dar cum a fost? Nu mai știu, a fost bine, atât tot. Că roua s-a dus, a venit soarele, problemelor de mâine, soarele care luminează fiecare zi și roa s-a dus unde lemn, un schimb care-i turnat peste tine, rămâne slăvit să fie Domnul. Când se adună frații la oaltă, Dumnezeu toarnă și rouă și unde lemn. Doamne ajută să le prindem pe amândouă. Stimații mei, câteva lucruri foarte importante pentru noi. Suntem onorați că din anonimatul lumii acestea, din peste 8 miliarde de oameni, Dumnezeu ne dă harul acesta de a deveni membrei familiei Lui Dumnezeu. Dacă am fi membrei familiei regale britanice, de exemplu, am fi umărit toate una totdeauna de paparaz, am fi urmăriți de cei care vreau să scrie articole despre noi. Dacă am fi membrei familiei șeicilor din Arabia Saudită, din nou am fi într-o poziție privilegiată. Dumnezeu ne-a oferit harul ca prin credința în Fiul Său Iisus Hristos să ne facem copii al Lui Dumnezeu. Membre ai familiei regale, o familie care nu trece. Și foarte mulți dintre noi am adoptat poziția aceasta. Ba chiar îl cităm cu plăcere pe Apostol Ioan care spune Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și suntem, frații mei. Când Dumnezeu ne-a oferit posibilitatea să devenim copii al lui Dumnezeu, ne-a făcut copii al lui Dumnezeu pentru ceva anume. Pentru că există foarte mulți oameni care se fac copii al lui Dumnezeu, și abia așteaptă să împartă tata moștenirea. Știm că tata e bogat. Galaxii, sute de milioane de galaxii, ni se povestea aici. Păi măcar o galaxie să-mi dea tata și mie, cât suntem noi așa. Frații mei, nu pentru moștenire spune, vom fi moștenitori dacă vom suferi împreună cu el. Da, vom, suntem copii și vom fi și moștenitori cu condiție. Dar când Dumnezeu ne-a făcut copiii Săi, ne-a dat licență să facem o slujbă pe care nu o mai face nimeni, și anume să fim preoți. Foarte mulți dintre noi uităm lucrul ăsta. Toți suntem copii, dar puțin preoți. Și Dumnezeu spune că pe toți copiii Săi i-a făcut o împărăție de. Preoți, dați-mi voie să vă citesc, pentru că știu că foarte mulți luați conceptul acesta și îl puneți în dreptul păstorului, în dreptul bordului de conducere, iar restul suntem pe zonă. Nu, nu, nu. Când Dumnezeu te salvează și te face copil al lui Dumnezeu, te face preot al lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul 5, partea a doua spune așa, A Lui care ne iubește și care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Toți cei spălați de păcatele lor, au fost făcuți și preoți. Trebuie să știi asta. Vă mai dau un pasaj biblic tot din Noul Testament, respectiv 1 Petru, capitolul 2, versetul 9, spune așa. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chemat din întuneric la lumina sa minunată, o, împărăție o preoție împărătească. Stimatul meu, preotul este omul pe care Dumnezeu îl alege să stea între el și ceilalți oameni. Omul care merge la Dumnezeu cu problemele oamenilor, și omul care se întoarce la Dumnezeu către ceilalți oameni și îi învață voia Domnului. De aceea suntem chemați să fim preoți. Știu că sunteți mulțumiți de statutul de copil al lui Dumnezeu așteptând moștenirea Tatălui Ceresc. Dar preoția când v-o faceți? Pentru că preotul merge la Dumnezeu cu rugăciune pentru cumnatul, pentru neamuri, pentru vecini, pentru colegii de servici, că asta e slujba lui. Slujba lui nu e în primul rând să câștigi bani, asta e bonus. Slujba lui nu îmi în primul rând să aibă case. Asta e bonus. Slujba lui, din anonimatul lumii acestea, că nu te știa nimeni, nu erai poporul ales, Dumnezeu te-a smuls de acolo, te-a adus prin credință în împărăția fiului dragostei sale și a făcut din tine preot care aduci tot felul de rugăciuni, pentru că ai licență în domeniu. Ești chemat și ești ascultat pentru asta. După care te întorci la oameni și le spui la oamenii pentru care te-ai rugat care voia lui Dumnezeu pentru ei, cea bună, plăcută și desăvârșită. Altfel, frații mei, foarte mulți dintre noi, nu înaintăm pe calea Domnului. Vă mai atag atenția ceva. Singura preoție acceptată de Dumnezeu, vitală, deosebită, este preoția aronică. Știți că toate popoarele au avut preoții lor, dacii i-au avut pe lor, astecii i-au avut pe al lor, alții i-au avut pe al lor. Însă singura preoție pe care Dumnezeu a acceptat-o și efectiv i-a ascultat, era preoția aronică, preoția evreiască. Știți că la evrei, indiferent cât de capabil era o femeie, nu putea să fie preoteasă? Putea să ajungă să fie nevasta unui preot, dacă era pe o anumită linie de neam, pe spiță, dar nu putea să fie niciodată preoteasă. N-avea cum să fie. Prin mântuirea care ne-a fost adusă prin Isus Hristos, Doamnelor și surorilor de credință, Dumnezeu te pune în poziția să fii preoteasă, să înalți rugăciuni și Dumnezeu să te asculte, slăvit să fie Domnul. Gândește-te că înaintea Domnului trebuie să te duci într-o anumită poziție și Dumnezeu care cunoaște inima are cerințe și fizice de la noi, și totodată te duci înaintea oamenilor care nu văd inima, cum noi spunem, inima contează, ci văd modul în care te prezenți. Foarte mulți ne descalificăm în licența care ni s-a dat. Foarte mulți. Nu numai în casa Domnului, și în afară. Că noi preoți nu suntem numai la închinare, suntem și la locul de muncă, suntem și între vecini, suntem și în concediu. Noi totdeauna suntem preoți. Să ne ajute Dumnezeu. Nu se suspendă slujba asta doar pentru că ți-ai luat concediu. Nu. Tu continui să rămâi preot al lui Dumnezeu, care e cea mai înaltă onoare care mi s-a făcut și ți s-a făcut. Ori schimbarea aceasta a mentalității, a gândirii, vine prin un de lemnul care te onorează Dumnezeu să curgă. Și un de lemnul e interesant, care reprezintă lucrarea Duhului Sfânt, curge de sus în jos. Foarte multe comunități se străduie să urci un de lemnul de jos în sus. Spune Scriptura că un de lemnul curge prima dată pe cap, apoi pe barbă, și apoi pe marginea veșmintelor, care are treabă și cu veșmintele. Preotul nu-i oricine. Are treabă și cu veșmintele. Ei, foarte multe comunități iau un de lemnul de pe veșminte, încearcă să-l ducă pe barbă și rar mai ajunge la cap. Și dacă nu-i schimbat mentalitatea, iubitul meu, dacă nu-i schimbată mentalitatea, degeaba lucrez la haine. Degeaba lucrez la alte lucruri. Pentru că mentalitatea trebuie schimbată. Și singurul care schimbă mentalitatea e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea vreau să vă vorbesc astăzi, ca și preot, copiii lui Dumnezeu, cum schimbă Duhul Sfânt mentalitatea, vorbirea și efectiv purtarea noastră în lumea aceasta. Primul lucru pe care ne-l arată pasajul acesta biblic este că un lemnul de mare preț curge pe capul preotului, pe capul Celui Rânduit să facă slujbă înaintea Domnului. Când curge pe cap. Îi schimbă gândirea persoanei respective și când frații se adună împreună, tocmai asta se face. Există oameni salvați și mântuiți, dar care trăiesc separat. El rămâne cu anumit concept și nu îl mai schimbă nimeni. Rămâne așa, când se adună frații împreună, Duhul Sfânt care lucrează prin toți ceilalți, îți schimbă mentalitatea să fii mai aproape de Domnul, să gândești după voia lui Dumnezeu, să ai parte de harul lui Dumnezeu. De ce e nevoie de schimbarea mentalității? Pentru că atunci când Dumnezeu l-a creat pe primul om, pe Adam, l-a așezat în grădina Edenului și permiteți-mi să vă spun, coeficientul de inteligență al lui Adam ieșit din mâna lui Dumnezeu era 100%. Omul acesta gândea perfect, pentru că nu avea niciun gram de uzură din pricina cuiva sau a ceva anume. Din pricina aceasta, somnul pentru primul om n-a fost ceea ce este pentru noi. Dacă tu ești într-o anumită cameră și cineva în camera aceea se apucă să râdă, să te ironizeze pe tine, pentru că tu dormi, n-ai de să-ți dai seama, când te-ai trezit mai și zâmbești la ei. De ce? Pentru că nu știi ce au vorbit ei de tine. Ei, pentru Adam n-a fost somnul acesta. Spune Scriptura că Adam, era singur și Dumnezeu a făcut să vină un somn adânc peste om și omul a adormit. Dumnezeu a luat una din coastele lui, a făcut o femeie și a adus-o la om. Normal, reacția unui om după un somn cum îl avem noi era, Doamne, eu am pus numele la toate viețuitoarele, dar splendoarea aceasta, diunii, a adus-o. E ceva extraordinar. Nu, el vine și simplu și spune, ea este os din oasele mele și carne din carnea mea, pentru că a fost luată de mine. Băi, dar tu nu ai dormit? Nu. Pentru mine somnul a fost doar o anestezie. Pentru că altceva era somnul atunci. Nu numai atât, frații mei, Dumnezeu i-a dat omului puterea să stăpânească peste toate vețuitoarele pământului. Și nu poți să stăpânești peste vețuitoare dacă nu le cunoști limbajul. Ai o stăpânire. Vorbesc acum la nivelul acesta omenesc. Nu mă poate pune pe mine șef la austrieci pentru că eu le spun să dubleze porția de muncă și ei spun, șeful ne-a zis să luăm o pauză. De ce? Eu vorbesc românești, ei vorbesc germană. Ori din punctul ăsta de vedere, ca să poți conduce eficient, trebuie să cunoști limba. Se știe că toate viețuitoarele au o limba a lor. Ne străduim să o descifrăm. Cunoaștem foarte bine că elefanții, prin țipetele acelea pe care le dau prelungi, au, își dau puncte de întâlnire exacte în savană și oamenii au urmărit lucrul acesta. Se știe foarte bine că atunci când albinele găsesc un câmp de polen, când vin înapoi, le transmit coordonatele câmpului de polen suratelor și toate schimbă traiectoria de zbor. De ce? Pentru că toate viețuitoarele au un limbaj al lor. În războiul din golf, de exemplu, s-au folosit foci și delfini speciali antrenați de armată, care lipeau microcipuri din asta magnetice, pe submarinile nucleare care nu lasă pe urmă de pe radar, ca să poată fi urmărite totuși. Știți că se antrenează se cheltuiesc miliarde de dolari, de exemplu, la momentul actual, pentru a cunoaște limbajul delfinilor cu, ajut, cu ajutorul aparaturii. Pentru că foarte mulți oameni se neacă în oceane și în mări și ar dori ca ma, delfinul care este cel mai inteligent mamifer marin să ajute salva mare. Cheltuim, există un limbaj, Încerc, încercăm să discernem. Ori, frații mei, la început, Adam avea capacitatea să discearnă limbajul tuturor speciilor de pe pământ. De aceea apare un episod în Biblie la care noi nu prea punem întrebări. Spune Scriptura că Adam împreună cu soția sa era în grădină. Și în grădină a intrat acolo nu un alt om, un șarpe. Și șarpele a început să-i spună lui Eva, oare a zis Dumnezeu lucrul acesta? Bine, dacă tu ai fi într-o grădină, și ai fi cu nevasta și un șarpe s-ar apuca să vorbească cu nevasta, ar răspunde cineva la întrebare sau în depășire recordul mondial pe suta de metri. Și nevasta și tu. Speriați, un șarpe vorbește. Ce se întâmplă aici? De ce ne apare surpriza asta la începutul Bibliei? Nu uităm de parcă era un normal. Așa și era, frații mei. Așa și era. De aceea Eva nu rămâne surprinsă și îi spune lui Adam, un șarpe vorbește, mi-ai văzut așa ceva? Nu. Ea îi răspunde înapoi. Căderea omului în păcat n-a fost o cădere om negru, a fost cu subtilitate. Oare a zis Dumnezeu? Și Eva răspunde șarpelui că avea capacitatea aceasta. Când păcatul, când virusul păcatului, se vorbesc în termeni pandemici, când virusul păcatului a atacat ființa umană, nu i-a atacat un picior, piciorul drept, de exemplu, să-l târâi în urma lui. Nu i-a atacat mâna, i-a atacat centrul de gândire. Păcatul i-a afectat gândirea și mentalitatea. Tocmai centru prin care el discernea lucrul acesta. Și pe măsură ce a trecut timpul, am pierdut abilitățile de a ști când e următoare invazie de șoareci. Nu mai știm. Am pierdut abilitatea să discutăm cu albinele. Am pierdut abilitatea să știm ce discută delfinii între ei. Ne trebuie aparatură cu ultrasunete și cu o grămadă de sunete joase și așa mai departe. Dar ce e mai important, în fiecare zi, omul avea abilitatea în răcoare zilei să se întâlnească cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îi vorbea. Am pierdut și această abilitate. La momentul actual, Dumnezeu continuă să vorbească dar vorbește cu niște surzi, pentru că receptorul nostru nu mai prinde vocea lui Dumnezeu. Ne sculăm de dimineață și înainte ca să ne spălăm pe dinți, Dumnezeu e acolo, în camera noastră, în dormitorul nostru și spune, tu ești copilul meu, te voi proteja, am așezat îngeri să te călăuzească. Sunt planuri făcute împotriva ta, dar eu prin puterea mea le-am zădărnicit pe toate, prin credință mergi înainte. Dar omul se duce trist să se spele pe dinți, pentru că începe o nouă zi, cine va da lui izbăvirea, cine va scoate pe colegii dușmănoși răzbunători din calea lui și rămâne trist toată ziua. Cu toate că tata de dimineață i-a spus unui om care n-a recepționat. Ori Biblia vine și spune într-un pasaj biblic pe care dumneavoastră îl cunoașteți, eu vreau să vi-l citesc, Romani, capitolul 12, versetul 2, în felul următor să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și dacă nașterea din nou produce Dumnezeu în noi și ne naște din nou pentru împărăția sa, înnoirea inimii trebuie să o facem noi. Înnoirea inimii, minții trebuie să o facem noi. Și stimații mei, de ce trebuie să o facem noi? Pentru că ăsta e receptorul cu care auzim vocea lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Pe în camera asta, pe aici, pe noi suntem noi adunați, trecundii de la televiziune, trecundile de la radio, trecundii de la pompieri și de la ăștia cu salvarea. Toate trec pe aici. Dar noi nu avem nicio treabă, pentru că mă ascultați pe mine, slăvit să fie Domnul. Amin. Dar dacă am avea un receptor și receptorul să nu fie defect, noi am prinde undele radio și ați auzit un buletin de știri din zona aceasta, pentru că avem receptor. Receptorul nostru, care altă dată vorbea cu Dumnezeu și prindea vocea lui Dumnezeu, a fost mintea. Și păcatul a deteriorat mintea umană, că Dumnezeu continuă să vorbească, dar tu nu-L mai auzi. Receptorul este defect. Când ne cheamă Dumnezeu la pocăință, ne naște din nou și ne cheamă să ne repare receptorul. Mercur seara, din nou se repară receptorul. Duminică dimineața se repară receptorul. Duminică seara se repară receptorul. După un timp în care experții lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt repară receptorul, încep să auzi vocea lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită pentru tine. Slăvit să fie Domnul! Există o voie a lui Dumnezeu generală, sfințirea noastră, mântuirea oamenilor. Deci căutarea evangelizării. Dar există o, voce, o voie a lui Dumnezeu particulară. Dumnezeu vrea să-ți spună dacă anul ăsta trebuie să te muți în țară sau nu. Să te căsătorești și cu cine să te căsătorești. Dumnezeu știe precis. Dacă să o poți prinde voia aceea lui Dumnezeu, trebuie să ai receptorul reparat. Că degeaba e defect. Ori receptorul se repară prin ascultarea de adevăr. Când se predică Evanghelia, Dumnezeu începe să repare receptorul nostru, să pricepem voia lui Dumnezeu. Frumos este că în cadrul bisericii, atunci când căutăm voia lui Dumnezeu, Dumnezeu are oameni, până la repararea definitivă a receptorului, are oameni să ne călăuzească. Scopul lui Dumnezeu este tocmai ăsta. Le spuneam la frați că eu n-am făcut grădiniță, dar când am plecat la școală prima dată, m-a dus luni mama. Marți mama, Până joi tot m-a dus mama la școală ca să nu greșesc eu. M-a întrebat joi, după ce s-au terminat orele colegii, mâini tot mama te aduce? Am zis că nu, vin singur. m au supărat colegii. I-am spus vineri dimineața lui mama, mama, lasă-mă pe mine să mă... Da, dar tu să să nu ne merești. Las că o ne eu școala. O găsesc, doar nu o mută ăștia. Mă duc singur la școală. Și am luat-o așa, mai am umblat sub poduri, am mai greșit drumul. dar am ajuns cu întârziere, am ajuns la școală. E normal să vezi un copil călăuzit de mama lui. Când te-a născut Dumnezeu din nou și ai devenit copilul lui, ti ia păstorul și te duce puțin mai încolo. După ce te-a lăsat păstorul, vine un frate cu dar de descoperire, te ia și te duce puțin mai încolo. După ce te-a lăsat ăsta, te ia unul cu vedeni și te duce mai încolo. Vine apoi un alt om al lui Dumnezeu și te duce mai încolo. Așa durează un anumit timp pentru că ești copil. Dar nu e normal tu să ai facultate, să fii la 30 de ani și mama să te ducă la facultate să spune, ia, tu te -ai și spune, băiat, uite și facultate. Vezi că eu te aștept. Nu e normal. Frații mei, e normal când vii în primii ani de pocăință să-ți vorbească Duhul Sfânt și să-ți dea anumite dar tu ai 20 ceva de ani, nu ți-ai reparat receptorul și dai telefon dacă trebuie să schimbi cauciucurile de vară cu cei de iarnă la proroc? Tu dai telefon pentru lucruri care ar trebui să le știi tu, Dai telefon, de aia avem câțiva proroci bun, și aceia suzați, zi și noapte. Suzați. el sună din parc din Londra, la ora 1 noaptea sună pe prorocul din România, neștiind că diferența de fus de două ore. Și îl sună, frate, păstorul, acum meditam undeva în parc în Londra și vreau să vă întreb ceva din partea. Băi, dar tu știi că la, la noi ora 3 dimineața? E, nu m-am gândit chiar așa. Sună-l, după ce termină ăsta sună altul, cu altă treabă. Oribiții mei, scopul lui Dumnezeu nu este să avem prorocul lângă noi. Sunt foarte bune darurile de profeție în perioada de copilărie spirituală. Când creștem și ne reparăm receptorul și la rândul nostru călăuzim și noi pe alții. Doamne ajută! Amin. Dar nu toată viața te poartă cineva pe drum. O reparare a receptorului se face la slujbile în biserică. Când versul de cântare, versul de poezie și în mod special, Predicarea Evangheliei este făcută cu putere. Atunci când Dumnezeu, de exemplu, există pasaje biblice pe care noi nu le citim prea des. Sau nici nu le, de exemplu, cine fura să nu mai fure. Nu citim. Pentru că cineva spune, vedea cu cine ar treabă, că nu cunosc oameni în zona aici. Dar asta e pentru repararea receptorului. Știi că foarte mulți oameni care vin din lumea aceasta înainte a fost portul lor național să transfere bogățiile altora în buzunarele lor. Bun, când au venit la pocăință, el e născut din nou, dar poate de seară vom vorbi mai mult pe subiectele astea. El încă m-are tendința, am promută cărți să le citească de Dumnezeu și uite să le mai dea înapoi. Dar știi sigur că e al cuiva, e scris numele a cui, de el nu-l mai dă înapoi. Că atâta știi mai ceva ca Biblia câteodată. Trebuie să le dai înapoi. Știți că există prin credincioși oameni care împrumută bani și uite să-i dea înapoi sau mai au ștupeu, dar ce în banii ăștia stai? Ori lucrurile astea trebuie să reparate, frații mei. Pentru că lucrurile astea strică mărturia creștină. Și nu-i neapărat ca vecinul tău, neamul tău, colegul tău să mă cunoască pe mine sau pe fratele Doru sau bordul de conducere care e un bord deosebit. Te știi pe tine că nu-ți plătești datoriile și nu vrea să ne cunoască pe niciunul dintre noi. Pentru că mărturia ta strică toată fața bisericii. Ori dacă tu nu-ți repar receptorul în domeniul ăsta, tu ne reprezinți pe noi toți la locul tău de muncă. Eu nu pot intra acolo, tu ai cartelă să intre acolo. Dar tu ne reprezinți prin stilul tău, prin receptorul. Tu ești copilul lui Dumnezeu, dar n-ai receptorul reparat. Ei, când vine Evanghelia și îți spunea cine fura să nu mai fure, frații mei, Evanghelia, cuvântul are ceva special. Eu am întâlnit oameni care au recitat poezia lui Ceafru din Mia Eminescu, care are vreo 97 distofe. 97 distofe. O luați și 10 la limba și literatura română. Dar n-am întâlnit om mântuit de lui Eminescu. În schimb, am întâlnit oameni care au venit la o slujbă, au ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Și prin cuvântul pe care l-au ascultat, s-au lăsat de păcat și au venit la Hristos. Slăviți-vă fie Dumnezeu. Sute și mii de oameni! Pentru că cuvântul nu numai dă informație, dă și putere să împlinești informația aia. Vine la set! Și voința, și înfăptuirea vin acolo. Când un om aude cuvântul, cine fura să nu mai fure, nu numai e informat că Dumnezeu e împotrivă, ci îi dă și puterea ca tendințele pe care le are de cleptomanie, așa se numește în termeni psihologici, de care elevant dorința de a fura de la alții, dorințele de kleptomanie să dispară din el. Ori, stimații mei, Dumnezeu ne învață. Bun, acum să învață asta. Cine mințea pe alții să nu mai mintă. Să nu umblați cu vicleșug în treburi față de fratele tău. Că Dumnezeu pedepsește aceste lucruri. Ori lucrurile astea se învață aici. Când lipsești de la orele astea, n-are cine să repara receptorul. Te duci la licitații cu fratele tău, mai vorbești să dai pe sub mână, să-i poți lua pământul sau afacerea lui ăla, să-l lași fără pâine. Și tu ești frate cu el, băi. Bine, trece, păstorul nu știe, biserica nu știe. Dar Dumnezeu vine și spune, cum tu ești copilul meu, așa și el. Tu ai doi copii și el are șase, tu ai luat pâinea. Mai tu ai făcut și dosar penal. Tu crezi că eu rămân fără să iau măsuri ca și tată? Și vine Dumnezeu și ia măsuri. După care noi cheltuim un de lemn cu el, noi cheltuim, dar el nu se pentru că receptorul nu-i reparat. Ori, stimații mei, Aș vrea să vă spun foarte clar că în lipsești de la slujbă, nu ți se repară receptorul. Pe măsură ce ți se repară receptorul, începi să pricep voia lui Dumnezeu privitor de viața ta. Și când Dumnezeu începe să ți vorbi, vine cineva și spune, băi, să facem niște semnături, să luăm niște bani, e fals și adevărat, dar să luăm. Tu care e receptorul, îi reparați, spune, eu nu umblu cu așa ceva. Cum spunea fratele Viorel, băi, oameni buni, se poate face. Dar vreau să trăiesc ce De ce? Pentru că la mine toată problema e schimbarea mentalității. Nu, că se poate sau nu. Că receptorul meu e reparat aici. Ei, se întâmplă câteodată, frații mei, când vii constant la biserică, când coboare un de de mare preț, la un moment dat încep să ai acces la informații la care n-ai avut altă dată. Și mie mi se întâmplă foarte des lucrul ăsta, că la un moment dat mă gândesc la o persoană cu care nu m-am văzut de ani de zile. Păi, dar nici nu mi-a spus că vine, nici n-am de unde. Oare de ce mă gândesc? Când ziua aia mă întâlnesc cu el și știu și trebuie să vorbesc cu el. Pentru că receptorul începe să prindă informații la care eu ca om n-am cum să am acces acolo. Dar unde lemnul, Duhul Sfânt are acces. Slăviți să vie Domnul! Vine cineva și îți pune o întrebare. Frate, vreau să te întreb ceva din Biblie. Și te întreabă de nevasta lui Cain și te întreabă, dar în timp ce el te întreabă cu asta, unde lemnul de mare preț îi spunem, lasă tu pe nevasta lui Cain, spune tu privitor cu soția ta, cum ești, care-i poziția ta, Că mie Duhul Sfânt îmi spune că nu-i problema ta care-i nevasta lui Cain, ci tu nu știi bine care-i nevasta ta. Spunem care e problema. Dar ce? Ți-a spus cineva, ți-a dat cineva telefon, care e situația? De ce? Pentru că, că receptorul s i reparat, încep să auzi vocea lui Dumnezeu. Prociile doar îți confirmă ceea ce Duhul Sfânt deja îți vorbește. Îți confirmă, da, ceea ce ți-a spus Duhul Sfânt în interiorul tău este real. Se întâmplă câteodată că văd oameni pe care începe a-i folosi Dumnezeu. Și încep să aibă acces la informații că Dumnezeu le vorbește. Dar la un moment dat văd oamenii respectiv și am observat asta, trebuie să mă mărturisesc că și în viața mea, că la un moment dat în, îngădui în viața mea un dispreț. E o formă ușoară. Îngădui în viața mea anumite păcate, văd că nu mai am aceeași sensibilitate. Imaginați-vă dumneavoastră că prin sistemul media eu dau telefon acum la o președintele cultului pentecostal, ca să nu iau altă uh, personalitate politică. Și dau telefon la domnul, la fratele Nelu Filip și vorbesc cu el. Și el, prin intermediul ecranelor a telefonului cu care am legătură cu el, uh, vorbește, ne transmite salutări și așa mai departe. În timp ăsta, în timp ce el vorbește, ei iau receptorul care e telefonul meu, îl pun pe ciment undeva și îi dau, iau un ciocan de vreo 5 kg și trag una la telefon Președintele rămâne vorbind ca peștele în apă, dar noi nu mai auzim ce spune. Pentru că receptorul nu mai poate lua ce spune el. Stimații mei, în momentul când eu mint, în momentul în care eu disprețuiesc, în momentul în care eu îngădui anumite păcate în viața mea, acele păcate îmi distrug abilitatea de a cunoaște voia lui Dumnezeu. Și foarte mulți oameni am văzut, domne, nu, nu mai, este. Trei zile după stăruință știu, cunosc, știu ce am de făcut. După aceea, după aceea ai intrat la normal, folosești împrejurul tău, ai ciocane de diferite calibre și tot dai la receptor. N-ai cum să auzi. De aceea veți găsi texte biblice, dați-mi voie să citesc unul din ele, pe care noi de foarte multe ori trecem cu ușurătate, dar apostolul tocmai la asta se referă. Efeseni capitolul 4 cu versetul 30 spune așa, să nu întristați pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, pentru care ați fost specetuiți pentru ziua răscumpărării. Dar cum putem noi să întristăm pe Duhul Sfânt? Versetul următor explică, stimate frate și soră, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, chiar și la proprii copii, da, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să... Dar de ce dacă îți bune și sunt practicate? Atâta ne-au mai rămas, nu? Ne-am lăsat de băuturi, ne-am lăsat de curvi, ne-am lăsat de jocul din noroc. ne mai rămas să mai străgăm, ne mai rămas să mai vorbim și noi de ceilalți. E singurul sport care ne mai place. Da, dar ne distruge receptorul. Oribiții mei, când un de lemnul coboară pe cap, schimbă mentalitatea, repară receptorul și putem auzi noi voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Doamne ajută! Amin. Dumnezeu vrea să vorbească cu tine. Câteodată îți transmite mesaj prin păstor, câteodată îți trimite prin proroc, dar totdeauna vrea să vorbească cu tine. te așugat are mult. Lasă-l pe un de lemnul de mare preț să-ți repare receptorul. Doamne ajută! Amin. După care, unde lemnul, după ce schimbă mentalitatea, coboară pe barbă. Trebuie să coboare pe barbă, pentru că este absolut necesar. În gura noastră avem cea mai teribilă fiară. Nu o numesc eu, ci Biblia o numește așa. De aceea, găsim în Iov, Iacov, capitolul 3, cu versetul 7, spunându-se în felul următor: Toate soiurile de fiară de păsări, de târătoare, de vețuitoare de mare, se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Și apoi urmează fiara cea mai teribilă, care nu poate fi îmblânzită. Versetul următor. Dar limba, nici un om nu poate îmblânzi. Fiara asta, cu toate care are două rânduri de gratii, buzele și dință, când scapă, face ravazii. Eu întâlnesc cu oameni și după 30 de ani, după ce eu mușcat fiara asta, și acum supurează rănile alea. Și acum, am întâlnit soacre și nurori uscate pe picioare, nu pentru că le-au împins cineva sau le -au bătut, au scăpat fiara pe ele. De-aia foarte mulți cădincioși își mai păstrează fiara pentru ei. Și semnul că dresorul a venit în viața omului, că există un dresor, e singurul care dresează fiara. Atât, e un dresor. De aceea când Duhul Sfânt a coborât în ziua cinzecimii, apostolii vorbeau, după cum le da, dresorul. Cu toate începe cu tot cu D, e dresorul, e Duhul Sfânt, slăvit fie Domnul. De aceea semnul că fiara e în mâna dresorului este vorbirea în alte limbi. Pentru că dresorul este acolo, slăvit fie Domnul. Vin câteodată cercuri din astea care au în componența lor și unul dintre cele mai teribile fiare, și anume tigru. Dar nu ai treabă. Pentru că acolo e dresorul și dresorul îl pune să șară, să sară prin cercuri cu foc, îl pune să șadă jos, îl pune să se ridice în două labi, dresorul e acolo și tigru face numai ce vrea el, dresorul. Dar la un moment dat auzi că tigru a evadat. A evadat prin linț. Te anunță la buletinul de știri să nu ieși afară, să nu le copii, că tigru îi slobot pe străzi. Ba chiar îți spune, urcă la etaj dacă ai etaj. roagă pe vieșin să te primească. ce? Deci pe tigru circulă pe stradă? Și câtă vreme tigru e liber, fiara asta, trebuie să ai grijă. Marea problemă este că ăștia cheamă dresorul. Și când vine dresorul, găsește tigru, îi pune botnița, îl leagă, îi spune să salute pe oameni, după care le și pleacă, pentru că a apărut dresorul. De aceea Dumnezeu a răspuns la nevoile noastre, la fiară asta pe care o avem și facem făcem răni foarte dese și ne-a spus fiți plini de Duhul Sfânt, Doamne ajută! Amen. Există credincioși care dau Duhului Sfânt picioarele lor, dau mâinile lor, dau ochilor. Știți care e ultimul mădular pe care îl dau Duhului Sfânt? Îl mai păstrează pentru adunări generale. Să spări pe frați, dau drumul la fiară. Nu, nu, dacă, dacă ești umplut de Duhul Sfânt, îi dai Duhului Sfânt și ultima fiară pe care o ai tu, și anume limba, ți-o călăuzește Duhul Sfânt prin blândețe, prin har și prin vorbire în alte limbi, Slăvit să fie Domnul. Amin. Ei când unde lemnul de mare preț coboară pe barbă, ia în stăpânire limba ta, și semnul că limba este condusă de Duhul Sfânt este că începi să lauzi pe Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură, în cartea Faptele Apostolilor, un pasaj interesant acolo, asupra căruia noi am mai rămas, am stat alte, cu alte ocazii, că evreii să așteptau ca Duhul Sfânt să coboare peste ei. Se păstraseră curați foarte multă vreme. Evreii aveau ceremonialurile lor. Nu consumau carne de animale necurate. Când plecau la piață, se spălau pe mâini. Dacă cumva dădeau mâna cu vreun necurat de pe acolo, când veneau acasă, iarăși se spălau pe mâini. Ei, Dumnezeu are a treia persoană din Trinitate, Duhul Sfânt. Când Duhul Sfânt va veni, nu va veni peste romani, nu va veni peste latini, va veni peste evrei căștia. Că Ca atare n-a fost o surpriză pentru evrei când în ziua cinzecimii Duhul Sfânt a coborât peste evrei, numai peste evrei. Când au fost întrebați ce s-a întâmplat, Petru a spus simplu, asta e ceea ce spun eu el, va turna Dumnezeu Duhul Sfânt peste noi. Și Dumnezeu vine să-i spună, Petru, Duhul Sfânt al meu nu este numai pentru evrei. Eu vreau să-l ton și peste neamul. Și arată o față mare de masă, plină cu tot felul de animale necurate, și Dumnezeu îi spune lui Petru, scoală-te, taie și... Și Petru îi spune de trei ori lui Dumnezeu, nu! El era mai, mai curat. Și Dumnezeu îi spune, ce am curățit eu, tu să nu numești? Spurcat. Aș vrea textul ăsta biblic să luăm în foarte multe aspecte când ne curăță Dumnezeu prin Duhul Sfânt, să nu numim necurată o persoană. Suntem curățiți prin Duhul Sfânt, Doamne ajută! Textul ăsta e foarte bine deplasat în mediul nostru. Dar mergem puțin mai departe. Pentru niciodată nu și-ar fi închipuit că Dumnezeu va da același Duh Sfânt la neamuri, la goim. Niciodată. Evreii poate gândeau, Dumnezeu, cartea Apocalipsului ne spune că în fața tronului Dumnezeu există șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Dar nu de calibru Duhului Sfânt. Unul din ăla, X, de acolo, să îl dea la ăștia. Hai, la român, celălalt. Dar nu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Spune Scriptura, Petru, când a intrat în casa lui Corneliu, nici n-a intrat cu bună ziua. A spus, știți că nu este îngăduit ca un evreu curat ca mine, cu alte cuvinte, să intre la unul ca tine. Corneliu era un pocăit. I a spus, bine ai făcut că ai venit, spune-ne tot ce îți va spune Dumnezeu. Și Petru a început o predică, nu știu câte puncte avea. Dar ideală predica lui. Toți predicatorii își doresc ca predicile lor să nu se mai termine, adică să nu mai spună toate punctele, scoboare Duhul Sfânt și să-L încheie predica. Ei, la Petru s-a întâmplat așa. În timp ce vorbea, a coborât Duhul Sfânt peste Corneliu și peste toți cei din casa lui. Și noi am spune lui Petru la urechi, Petru, stai liniștit că nu-i Duhul Sfânt a evreilor, pe care l-a E un Duh Sfânt din, din prezența lui Dumnezeu, dar nu-i de același calibru. Spune Sfânta Scriptură în Faptele Apostolului, capitolul 10, versetul 44, în felul următor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste ce, toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii și tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Deci au fost surpriză pentru ei, nu s-au așteptat la lucru V-am spus, ei credeau că pentru evrei, nu peste neamuri. Dar de unde au știut ei că e exact Duhul Sfânt? Versetul 46 explică. Căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Și-au dat seama că a coborât dresorul. Slăvit să fie Domnul! Că doar dresorul poate provoca așa ceva. Primul lucru pe care îl extrag eu aici, că atunci când Duhul Sfânt îți ia în primire în limba ta, tu începi să-L auzi pe Domnul. De-aia e important ce spunea fratele Viorel. Sunt locuri de să adună oamenii să laude un partid, să laude un candidat, să laude un profesor, să laude un doctor. Și pentru asta se adună. Dacă nu ești pregătit, nu te duci acolo. Bun, dacă ne adunăm la adunare, cântă orchestra frumos, slăvit să fie Domnul, cântă corul frumos, predică bine slujitorii noștri, dar toată slava îi aparține lui Isus Hristos. Că dacă el nu era El, nu eram niciunul aici. Fiecare ne vedeam de drumul nostru. Dar din cauza lui putem cânta, din cauza lui suntem aici, din cauza lui trăim, lăudați-l fie numele. Și dintr-o dată toți începem să lăudăm pe Domnul. Și vin oamenii și spun, dar ce mașină frumoasă ți-ai luat. Nu e asta important. Dumnezeu m-a binecuvântat slăvit să fie în numele. Dacă nu era El, probabil eram un alcoolist, eram pierdut. Dar Dumnezeu m-a binecuvântat cu mântuire în primul rând. Și apoi ne-a dat hârbul ăsta de mașină slăvit să fie Domnul, dar numele Lui să fie binecuvântat. Păi dar ce bine o duci tu, nu-i datorită mie, e datorită Lui Dumnezeu. La asta ai fost chemat, fratele meu, ca preot. Să iei și să vii în fața oamenilor, Recunoscând măreția, puterea și harului Dumnezeu. Un alt aspect care e foarte important și de multe ori neglijat în domeniul teologic este tocmai vorbirea în alte limbi. Căci îi auzeau vorbind în alte limbi. V-am spus, suntem disponibili să dăm Duhului Sfânt toate celelalte mădulare. Limba o păstrăm pentru noi. Dar în momentul în care am luat controlul limbii și l-am dat Domnului și Domnul începe prin Duhul să vorbească în limbi după cum vrea el. Este semnul că Dumnezeu a intervenit și drisorul este acolo. Cercetați-vă în domeniul acesta, pentru că mă uit la Apostolul Pavel care a întâlnit biserica din Corint, care era o biserică care abuza de daruri și de vorbirea în alte limbi. M-aș fi așteptat să facă ce fac mulți păstori în ziua de azi. Băi, ați vorbit din limbi suficient, ați prorocit și în ani zile măcar terminați cu astea. Gata. Nu vreau să mai aud nici vorbire în limbi, nici și nici nimic. Nu, nu, nu. Apostolul vine și spune foarte simplu în pasajul biblic, că -și puteți să prorociți cât toți, dar pe rând, doi sau trei și ceilalți să judece. Și nu împedicați vorbirea în... Măi, dar trebuie... Nu, nu, nu. Pentru că vorbirea în alte limbi este semnul botezului cu Duhul Sfânt și un avantaj extraordinar în repararea mentalității și toată cărmuirea limbii, de aceea găsiți în definiția vorbirii în alte limbi din 1 Corinteni, capitolul 14, că cine vorbește în alte limbi nu vorbește oamenilor și cu Duhul el spune taine și nimeni nu îl înțelege decât Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Amin. Ori aș vrea să vă spun foarte clar, este știut faptul că toate limbile Pământului nu le știu toți oamenii. Însă există o persoană pe care Biblia o numea, era mai înțelept ca Daniel, care știe toate limbile Pământului. Ăsta e dușmanul sufletului nostru. Și când tu te rogi la un moment dat, în început de aș, școala și spui Doamne, am copii, te rog să-mi dăruiești resurse, să pot copiii ăștia învăța bine, așa mai avea nevoie din niște binecuvântări, tu ești auzit în limba română sau germană. Se știe foarte bine, se tu. Și bine te duci să cumperi ceva de la o farmacie și când ai venit înapoi găsești bilețel, cum e în România, în geam, că ai parcat greșit, că trebuie să plătești amendă și așa mai departe. Și spui, dar dimineața m-am rugat de binecuvântare și uite ce vine, ai fost interceptat. Cineva care e dușmanul sufletului tău, ți-a interceptat dorințele tale sincere înaintea Domnului și a început să lucreze contra ca să-ți micșoreze și să-ți distrugă credința. Ei bine, Dumnezeu copiilor săi, le-a dărit un sistem care nu poate fi încercetat. Și anume, vorbirea în alte limbi. Și când tu vorbești în alte limbi, stă diavolul cu toate conhortele lui de demoni și nu știe ce vorbești. Nici tu nu știi ce vorbești. Că Duhul vorbește prin tine. Și mesajul nu e adresat Sfântului Arhanghel Mihail. Mesajul nu e adresat Îngerului Gavril. Ci mesajul se duce direct la Tatăl Ceresc, slăviți să fie Domnul. Și tu vorbești taine cu Dumnezeu și Dumnezeu îți răspunde că de aceea există textul biblic care spune că cine vorbește în alte limbi se zidește pe sine însuși, adică se fortifică, se însănătoșează pe sine însuși. De aceea există declarația Apostolului Pavel făcută corinteni, eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi, toți, însumați, că nu erau puțini, însumați cât vorbiți voi, eu vorbesc mai mult decât voi, dar nu în public, în mod privat, eu vorbesc de ce? Că e folositoare, frații mei. La asta se referea profetic Domnul Isus când spunea, iar tu când te rogi, intră în oireița ta, încuie ușa în urma ta și acolo roagă-te tatălui tău în ascuns sau în secret sau codificat în termeni militari. Bun, când tu ai intrat în odăița ta și ai încuiat ușa, soția, copiii, păstorul, nimeni nu mai poate intra, că tu ai încuiat ușa. Și acolo, după ce tu ai încuiat ușa și nici o persoană nu mai poate intra, îți spune Domnul să te rogi în ascuns sau codificat, pentru că cineva a mai intrat cu tine, care vrea să-ți vadă cele mai fine năzuințe ale tale, care sunt temerile tale, care sunt fricile tale, care sunt speranțele tale. Și dacă tu le spui în românește sau în germană, el va ști cum să-ți conecteze legiunile ca să-ți distrugă credința și să intre într-o sfare de nepăsare. Dar dacă tu folosești sistemul de comunicații secret pe care ți l-a dat Dumnezeu prin Duhul Sfânt și ai început să vorbești în alte limbi, el cu toate conhortele lui, mă repet, stă lângă tine și n-are ce face. Încearcă să descifreze și am observat de foarte multe ori că ei lucrează, ei nu dorm. Ei supărați, demonii, supărați că noi dormim. Pentru că atunci când noi dormim, nu ne pot ataca, ne odihnim. Abia așteaptă să ne sculăm, să ne atace din nou. Îi supărați pe noi. Încearcă să decodifice și Duhul Sfânt Mare are o lucrare, dar pentru cei ce vorbesc, în avem, vezi că schimbă vorbirea. Slăviți să fie Domnul. Îți dă alt sistem. Ca Tatăl să te poată asculta la momentul respectiv. Nu e o traducere a unei limbi motamo, ci un sistem codificat pe care îl transmitem pe Tatăl și Tatăl ne dă putere și binecuvântare. Lăudați să fie Domnul. De aceea există atâta luptă în domeniul teologic împotriva sistemului ăsta. Pentru că e exact cum are război acum loc în Ucraina. Ucrainienii lovesc la momentul actual nu obuzele la ruș. Ovesc sistemul electronic pe care l-au acolo. Când găsesc un sistem electronic care bruiază undele, care bruiază sateliții, care bruiază rachetele, care bruiază piela, lovesc. Pentru că e un sistem special de comunicație. Când Dumnezeu prin Duhul Sfânt a venit în noi, a venit la nivelul bărbii și ne-a schimbat vorbirea. Și această vorbire e un mesaj pe care le trimitem Tatălui. Dar mai este câteodată și un mesaj către oameni, care poate fi tradus și o veritabilă profeție, e o veritabil cuvânt de încurajare. Pentru comunitatea dumneavoastră noi am mai vorbit, o să trec fugitiv peste subiectul acesta, o fată din zona noastră a plecat în Grecia, Ajungând acolo, s-a întâlnit cu un arab, cu un egiptean mai bine zis, numit Hasan. S-au îndrăgostit amândoi, s-au căsătorit și au doi copii. Problema este că atunci când s-au -au stricat lucrurile în Grecia și a venit criza, au dorit să se ducă în Egipt. Dar Hasan i-a spus soției sale că va urma să fie omorâtă dacă nu trece la islam. Pentru că bunicii lui, părinții lui, nu vor suporta ca în familia lor să fie un creștin. Și atunci de comun acord au stabilit să vină în România, respectiv în localitatea Dumbrăveni. Venind acolo s-a găsit un frate să-i dea Noul Testament în arabă. Pentru că el grecește știa puțin, română mai deloc, engleză nimic, știa doar arabă, egipteană și puțin grecește. Am încercat să discutăm, citind Noul Testament, a început să aibă întrebări vis-a-vis -vis de Dumnezeu, de Allah, de Mahomed, de Isus Hristos. M-am întâlnit în câteva rânduri cu el, dar nu aveam sistem de comunicații cu el. El vorbea de una, eu răspundeam, cine ne mai traducea, traducea, cum putea, nu puteau și întregările lui erau delicate. Până într-o zi, într-o duminică seara, când Hasana nostru, pe care acum îl numim Marcu, s-a ridicat în plenul bisericii și a spus, eu văzut, eu crezut, eu vreau botezul. Frații au spus, băi, cine știe ce văzut el și crezut el. Trimite pe cineva cu greacă să ne spună ce văzut. Și omul ăsta vine și spune în felul următor, oameni buni, amintiți-vă că la marți seara, la slujbele de rugăciuni, eu veneam și eu marța seara aici. Și de vreo două ori Dumnezeu mi-a vorbit prin vorbirea în limba unor frați de aici, din adunare, în limba în care m-am născut eu, în egipteană. Și mi-a spus, cursiv, așa, eu te iubesc, vino la mine. Frații și-au adus aminte că venea Hasan la el și întreba, și spus tu la mine? Fratele care vorbise în limbi, nu ți-a spus nimic, ții, băi, Hasan, eu n-am treabă cu tine. Și, nu, tu spus ceva la mine, măi, tu spus ceva, nu ți-a spus nimic, ăsta vorbise doar în limbi, atâta tot. După care el spuse, după ce mi s-a întâmplat de vreo două ori, prin frazi diferiți lucrul ăsta, într-o noapte, am văzut o ființă îmbrăcată în alb, cu gaura în palmă, povestește el. Și mi-a continuat și mi-a spus, eu te iubesc, vină la mine că -și vreau să cinez cu tine. O zic, am vrut să mă ridic, că am știut că e Iisus. Dar avem o povară mare de păcat. Și a venit ființa aia, mi-a luat povara, eu văzut, eu crezut și eu acum vreau botezul. L-am botezat, frații mei. Are o dragoste de frață de Domnul extraordinară. Cum aș fi putut să ajung eu la mintea acestui om? să-i spun că în loc de Allah, Hristos e viu. N-aș fi putut niciodată. Daud de lemnul, dresorul, e acolo. Slăvit să fie Domnul. Și a lucrat ceea ce noi, cu toată teologia noastră, nu putem lucra. Pentru că Duhul Sfânt atinge barba. Lăudat să fie Domnul. Pentru mulți frați ar fi bucuroși dacă m-aș opri aici. Că până aici mai mergi cu păcăința. Dar în continuare, pe marginea veșmintelor, asta înseamnă croi. De ce, iubiții mei? Aș vrea să vă spun că Dumnezeu e pretențios la haine. Și asta mă adresez în mod special doamnelor și domnișoarelor. Dumnezeu e pretențios la haine. Spune Sfânta Scriptură că Adam și Eva la început erau goi, îmbrăcați cu slava lui Dumnezeu. După ce au păcătuit, n-au mai fost niciodată și nu vom mai fi niciodată ca înainte. Te aștepta ca în ceruri, oamenii să umple înapoi cum au fost. Nu! Cine n-are haină, îi se dă haină. Nu vom mai fi niciodată. Păcatul a schimbat ceva iremediabil. Când au văzut că sunt goi, soțul și soția și-au făcut șorțuri din frunze de smochin. Ea se vede, ea nu se vede. După asta e moda la momentul actual. Șorțuri. M-aș fi așteptat că atunci când a venit Dumnezeu și a văzut în șorțuri, să le spună în felul următor, ok, șorțurile astea nu țin că frunzele se ofilesc și mai mare pagubă după aceea. Ca atare o să vă fac șorțuri din piele. Ce spune Dumnezeu? Am să vă fac haine. Da cine ai făcut toți șorțuri? Că ăștia atât au crezut că e eva? Nu, nu. Și atenție, nu mai era niciun bărbat să o vadă pe Eva atunci. Era numai Adam și Eva. Doar atât. Dar cu cine se întâlneau ei? Cu Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a vrut în haine îmbrăcat. Dar tu știi inima, ce mai trebuie? Nu le trebuie haine. Ca atare apare prima jertfă în Biblie. Când Dumnezeu jertfește o ființă, nu știm cine a fost, îi ia pielea și face haine din piele pentru primei bărbați care nu mai erau. Mă dar le ce le trebuie? Că în fața lui Dumnezeu trebuie să fie îmbrăcat. Amin. Amin. Trebuie să fie îmbrăcat. Nu discut alte subiecte. Vreau doar din Nou Testament să vă spun faptul că Domnul Isus Hristos misiona în jurul Mării Galilei. Și la un moment dat, o parte din ucenicii lui erau pescari. Pescureau în Ioan, capitolul 21, pescuiau pe mare. Și când cineva a spus că Isus este pe țărm, majoritatea oamenilor care sară în apă, fie să noate, fie să salveze pe cineva, primul lucru pe care îl fac să dezbracă. Pentru a fi mai comoz și mai rapid. Când Petru aude că pe țărm este Domnul, primul lucru pe care îl face se îmbracă, se încinge și se aruncă în apă. Dar de ce Petru? Că tot se dezbracă. Trebuie să mă prezint înaintea Domnului și trebuie să fiu îmbrăcat. Nu îmbrăcat din punctul meu de vedere, al lui. Că mulți suntem îmbrăcați din punctul de vedere a caselor de modă. Că nu mai este nevoie de imaginație câteodată. Noi mulți suntem îmbrăcați. Noi trebuie să fim îmbrăcați din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Citiți despre, despre preoți. Ei intrau în templu să facă slujbă și li se cerea să poarte izmene și intrau numai ei. Și spune Domnul, ca să nu ți se vadă ce? Doamne, dar tu-i cunoști mai și mari probleme că vezi tu. Că doar tu l-ai creat așa. Nu, nu când faci slujbă înaintea mea, să fii îmbrăcat. Asta dorește Dumnezeu. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l subliniez, frații mei, spre încheierea mesajului meu, știind că Dumnezeu dorește să îi îmbrace pe oameni și că orice om care slujește Domnului este primit îmbrăcat firește, durle necurate și-au făcut un plan ca acolo unde influențează și posedă să-i dezbrace pe oameni. Citiți cazul îndrăciților din Biblie. Toți care au ajuns posezați de deamor au ajuns dezbrăcați. Pentru că ceea ce Dumnezeu îi place, Duhurile fac contra. te așugat ruga mult când vii la biserică cu lipsă de material, cu material transparent, cu material mulat. Și la bărbați mă refer aici, la pantaloni pe care îi poartă. Și la bărbați mă refer. Ești în slujbă înaintea lui Dumnezeu și El cere să fim îmbrăcați, Doamne ajută! și îmbrăcămintea noastră să aibă o ținută de slujbă, nu de provocare. Că de foarte multe ori particip la slujbe unde sunt invitați oamenii din lumea interlopă, traficanții de carne vie, care citesc ce se dorește. Și îmi spun și mie și celorlalți păstori, fraților, domnilor, de ce faceți să le camă la ceva ce nu aveți de vândut? Sau chiar aveți de vândut? Tocmai cântase grupul soțiilor noastre sau fetelor noastre, ca să nu exclud pe nimeni de acolo. Pentru că modul în care cineva se îmbracă arată ce dorește persoana respectivă. Mai ales în domeniul ăsta. Și stimate surori, vi s-a făcut onoarea să fiți preotese a lui Dumnezeu. Să fiți preoți. Când sunteți însărcinate, nu trebuie să rugați pe soțul, vă rugați voi și Dumnezeu vă ascultă. Când sunteți acasă cu copiii, puneți mâinile pe copiii voștri și Dumnezeu vă ascultă. Nu vă stricați relația asta privilegiată din cauza unei haine chiar de firmă fiind Păstrați-vă linia deschisă spre Dumnezeu. Că atunci când soțul cade de pe schelă, degeaba deschizi dulapul de haine și prezinti haine de firmă și şi... foarte provocatoare ai, că nu din prișina asta te ascultă Dumnezeu. Te ascultă din omul ascuns al inimii într-un duh liniștit și în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit. Doamne ajută! Amin. De aceea în fața lui Dumnezeu trebuie să fie îmbrăcat. Dumnezeu cere, Duhurile necurate vor cerca tot să dezbrace și din nefericire sub ochii îngăduitori a multor păstori văd cum se permite lucrul acesta. Ori, stimații mei, nu continui mai multe din ceea ce văd. Vreau să vă spun că în ultimul rând, preoții, după ce au stat de vorbă cu Dumnezeu îmbrăcați, trebuie să se întoarcă la oameni. Și dacă Dumnezeu mai cunoaște și inima, și cunoaște și sinceritatea, și câteodată ai circumstanțe atenuante că Dumnezeu privește intenția și o știe. Când te întorci la oameni, oamenii nu mai cunosc inima. Oamenii te citesc după cum arăți. Și s-ar putea să te întâlnești o singură dată cu persoana respectivă și să-i spui despre Domnul. Dar felul în care arăți îi transmite omul respectiv că nu ești vrednic de încredere. Eu sunt bărbat și ca restul bărbaților cât mai lucrez, mie mi-a plăcut mecanica tare mult și la vaselina și așa mai departe, câteodată mai lucrez la câte ceva, mai mult stric, doar stric lucrurile, le pun într-o pungă și am zis că am să fac un avion într-o zi. Cine știe ce inventi că voi face. Dar în fine, mai... și mă lipsește câte o pioliță, doar o piuliță Ei, piulița nu e departe, e la magazin. Ca să mă duc la magazin, trebuie să cum e bărbatul, să urcă plin de vaselină, mă duc și eu o piuliță, domnule, și ce e problema asta? Nevastă mi-a venit și spune, nu te duci așa. Mergi în casă, te speli, te îmbraci și te duci de -o. După o piuliță, mai degrabă mă lăs fără, dar îmi trebuie. Ei, mă schimbă. Când mă duc la magazin, tu mă întreb, pașa domnului, frate, vezi Dar ce cauți aici? Tot o piuliță caută și el. Dar care e problema? Vreau să vă întreb ceva biblic. Pentru că m-am gândit toată săptămâna aceasta și n-am... Dacă mă vedea pe mine așa, cu salopetele cum erau, stau de vorbă cu omul ăla uși de piuliță, pentru că Dumnezeu, prin piuliță, m-a dus să-i dau un răspuns la un om care avea nevoie de un răspuns. Gândiți-vă, dacă mă duceam, cum mă duceam? M-am întâlnit odată și eram în aeroport în Dubai și spuneam la vasta mea, piste tot trebuie să trăiesc pocăința cum mă vede neva. Aici trebuie să trăiesc din convingere, că oricum nu mă cunoaște nimeni. Numai n-am terminat vorba de zis și vine o doamnă de prin București și spune, domnul Virgil, zic, la am uitat la nevastă, da, da. Zic sunteți pocăite? Nu, vă ascult pe internet, dar nu asta sunteți. Zic s-au dus aici acoperirile, gata. Ca și un om din biserică, ești urmărit. Nu contează că ești în Dubai, Australia, în concediu, ești urmărit. Duhul Domnului acolo și duhurile necurate sunt tot acolo. Te-aș ruga tare mult când deschizi gura, când vorbești de Evanghelie, să fii credibil. Doamne, ajută. Firmele care au nevoie de cea mai mare încredere au făcut studii. De exemplu, băncile care au nevoie să vă puneți banii la ei ca ei să îi mulțiască mai mult pentru ei decât pentru voi, trimit la voi oameni. Niciodată nu o să vină omul cu șapcă, cu cozorocul pus altfel. Nu o să vină cu cravata la și sfert sau fără cravată, în pantaloni scurți și aceia rupți. Și mai vine și cu un inel pus în nas, așa, și treabă, nenea, nu ne dai banii la firma noastră, că tu din pilot chemi unul, doi, că a venit un boschetar la ușa ta. De ce? Pentru că arată cum arată. Nu-ți prezintă încredere. Totdeauna îi veți vedea la costum, la cravată, cu nimic ieșiți în evidență, demn de încredere. Pentru că cerșesc banii tăi. Firmele de aviație au avut și ele mișcările lor. Și piloții au spus, domnule, dar nu putem și noi să avem un costum mai șic, așa, mai acutat. Nu, la 12.000 de metri, când dumneata le spui că vom ateriza în siguranță, oamenii trebuie să te creadă. Și pentru asta, ei nu știu orele tare de zbor, decolările și aterizările reușite. Ei te văd cum arăți, doamnă steoardeză și domnul pilot. Ca atare ai o ținută standard ca să inspiri încredere. De aceea o să-i vedeți în ținută standard. Că dacă apare un pilot din ăsta cu tot felul de tatuaje, cu tot felul de piercing-uri, cu pantaloni, cum e căzuți aproape de pe el, purtați la jumate, așa, cum se poartă nou stil, și spuneți, eu vă voi duce la destinație. Cât ai dat pe biletul cealaltă, ceri debarcare rapidă. Dar vine și te să spune, băi, dar ăsta e bun, măi, e bun. O fi el bun, dar nu pentru mine. Bun. Tu nu i duci pe oameni de acolo. Nu le ceri bani. Le prezint soarta lor eternă prin Evanghelia veșnică s ar putea să te întâlnești o singură dată cu omul ăla și ratezi din cauza hainelor. De aceea, suntem chemați ca atunci când ne cumpărăm un lucru, să lăsăm un de să curgă și pe marginea veșmintelor. Amen. De aceea v-aș ruga tare mult domnișoarelor și domnilor, când vă duceți acasă de la predica asta, deschideți garderoba și pisticinii marginea veșmintelor, a rochiilor, care nu curge un de Dați-le mai departe, nu donați-le, că le ternorați pe la vaslui și după aceea ne mirăm și umbră surorile pe acolo. B vă rog frumos, dați-le foc. <gură> Ori, din punctul ăsta de vedere, v-aș ruga tare mult să fim foarte atenți. Ne-a onorat Dumnezeu să devenim copiii Lui, slăvit să fie Domnul. Când vine un de lemnul, începe a schimba mentalitatea, schimbă vorbirea, schimbă vorbirea și suntem al celei mai puternice împărăției. Avem un domn extraordinar, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Toți împărații sunt aleși odată la patru, la opt ani, după care intră în istorie cu toate lor de corp. Noi avem un împărat care domnește veșnic. Suntem mesagerii acestei împărății. Nu te descalifica în a fi purtătorul de cuvânt. Să ne ajute Dumnezeu. Amin.